Iar în legătură că vorbea domnul Bălescu mai devreme de gunoaie și știm că în Consiliul Județean a existat o zonă de incompatibilitate, pentru că un membru al Consiliului Județean Neamț în același timp deținea și funcția de consilier județean și de șef al Agenției de Mediu. Astăzi, instituția prefectului județului Neamț, după nenumărate adrese trimise la Agenția Națională de Integritate, avem un răspuns preliminar de la Agenția Națională de Integritate cu privire la caracterul incompatibilității domnului Eduard Corduneanu și pe care de consecință astăzi prefectul județului Neamț va semna ordinul de încetare a calității de consilier județean a domnului Eduard Corduneanu.